Sunt împreună cu Emilia Luca. Bună seara, Emilia! Bună seara, Dimitria! Un terapeut extraordinar de la Cluj-Napoca. Îți mulțumesc că ai revenit aici la București în studiourile 6 TV. Și aș vrea să dezbatem astăzi o temă de suflet. Haideți să vorbim despre cele două virtuți care duc spre desăvârșire: iubirea și smerenia. Deci sunt două calități pe care fiecare din noi, cei care dorim să ascendem către evoluție, către mai bine, către înțelepciune, ar trebui să le manifestăm pe măsura căpătării acelei maturități spirituale. Ne-am întâlnit acum relativ recent, să spunem așa, și la Drăgănescu, la biserica pictată de părintele Arsenie Boca, unde părintele, în înțelepciunea sa și cunoașterea pe care o deținea, chiar pe fresca bisericii, într-o scenă pictată chiar pe, în spatele pangarului, locului de unde se cumpără lumânări, este reprezentat un călugăr, călugăr care reprezintă chipul, este de fapt un autoportret al părintelui, pentru cei care nu știu, numai că barba este un pic mai lungă în acea reprezentare decât o avea părintele la momentul respectiv în realitate. Un călugăr care ține două lumânări, stând în poziție ca de răstignire, dar atenție, nefiind răstignit, ăsta este un alt aspect. Mâinile, deci, așa. Doar cu mâinile înălțate, ținând cele două lumânări, și în jurul fiecărei lumânări, la flacără, este scris într-o parte smerenia și dragostea. Sunt mesaje lăsate peste timp de către părintele, prin înțelepciunea pe care dânsul a dobândit-o și a manifestat-o, a venit în sprijinul nostru pe a ne îndruma. Și astfel, acolo, la Drăgănescu, a lăsat o capodoperă. Dar capodopera nu este neapărat din punct de vedere artistică, și aici este deosebită, fiind acea luminozitate a picturii. Dar este vorba de cunoașterea. Și nici măcar din punct de vedere religios, ci o capodoperă a simțirii și a înțelepciunii. Cine are ochi de văzut să vadă. Este mult mai mult. Sigur că la prima impresie e o simbolistică creștină, însă mergând dincolo de ceea ce e afișat, ce e pictat pe icoane, este o profunzime de neimaginat. Deci cam asta e. Sunt mesaje subtile pe care le observă fiecare din noi, da? Dar la momentul am observat că există un moment potrivit pentru fiecare. La Drăgănescu am mers de nenumărate ori, dar îți mărturisesc, și asta este și senzația celor care trec pragul acestei biserici, că de fiecare dată descoperă noi mesaje transmise prin acea pictură. Sunt mesaje care vin să lumineze inima, dar și sufletul, să-ți dea de gândit care este esența, care este adevărul. Ne-am întâlnit acolo și, deși eram cu un grup, n-am prea putut să schimbăm foarte multe vorbe și te-am lăsat să contempli acea pictură extraordinară. Dar asistând la prezentarea picturii, imediat după slujbă de către doamna preoteasă, la un moment dat a făcut două remarci care au trezit în mine niște amintiri ancestrale ancestrale și mai pământene. A făcut două afirmații care veneau exact, se pliau perfect pe momentul respectiv, veneau ca niște confirmări că ceea ce percepeam și oarecum am sesizat în ultima perioadă venea să fie încă o dată întărit și din afară. Că mereu spun că primim confirmări de acolo, de unde nici nu te aștepți și în ce contexte. Și aici mă refer, în primul rând, a făcut o afirmație că
nu spune tot timpul, adică fără să vrei, la fiecare ghidaj, nu mergi neapărat pe un șablon, nu, mai spui o idee în plus, la celălalt ghidaj spui altceva. E, de data asta am amintit că la sfințirea bisericii a asistat și a participat, de fapt, sfințirea a fost făcută de către preasfințitul Roman Lomițeanu. Moment în care, fără să vreau, m-am cutremurat, pentru că tatăl meu a făcut parte din suita de atunci a preoților care l-au însoțit și a participat la acel moment al sfințirii Iată bisericii chemarea Drăgănescu. Ta spre Drăgănescu. Da, și nimic nu este întâmplător. Da, da, da. Cum vin peste timp, deși tatăl meu nu mai se află printre noi, în momentul ăla mi-au, scuzați emoțiile, fără să vreau, am retrăit niște clipe, niște amintiri foarte dragi. În acel moment am înțeles că nimic nu este întâmplător. Deși tatăl meu a slujit și a fost slujitor al bisericii, aveam foarte multe discuții deschise în casă. Și ce mi-a plăcut, că uneori apăreau niște dispute din astea ideologice, să spunem, legate de trăirea autentică, de ce înseamnă mesajul cristic și ce înseamnă forma instituționalizată și cum uneori anumite învățături sunt brobodite și reformulate într-un sens dorit de anumite persoane. În felul acesta, deși era preot, nu se dezicea de învățătura teologică pe care o primea. Dar uneori apăreau acele momente în care, știți, îți vine cât un adevăr să-l spui sau ce lucruri descoperi din spate, dar care îți rămân aici, undeva. Și nu poți să le exprimi liber. De ce? Pentru că faci parte dintr-o categorie. De asta eu am și detest ideea de a intra într-o vreo asociație, grupare sau nu știu ce, pentru că în momentul respectiv, fără să vrei, devii părtinitor. Aderi la acea grupă. Aderi. Da. Și chiar dacă sesizezi anumite aspecte care nu mai vin în concordanță cu adevărata credință, cu mesajul cristic, nu poți să faci notă discordantă. Că iată, s-au mai făcut note discordante. Aici l-avem chiar și pe părintele Arsenie Boca. Nu prea era agreat în rândul obștii generale și mai ales de căpetenii, pentru că el transmitea o informație mult mai elevată, mult mai profundă, care trecea de barierele interpretării stricte, așa cum se dorește în varianta strict religioasă. Și atunci am înțeles că anumite manifestări ale acestor oameni, și să știți că oameni din înregimentat, să zic așa, într-o anumită structură, că este ea militară, că religioasă, că sunt preoți, că nu contează, în fiecare astfel de organism sunt oameni care la un moment dat își găsesc fie refugiu într-un alcoolism, da? Fie în diverse alte vicii, sau își găsesc refugii paralele, dar stai să te întrebi. Știi că lumea e foarte ușor să condamne, să blameze, dar tu știi de ce a ajuns acel om să trăiască, de fapt ce ascunde? Că aici aș vrea să te las pe tine în calitate de terapeut, că ai o cazuistică mult mai bogată, înainte de a eticheta și de a judeca un om, haide să privim în esență. Și vorbeam de acea dragoste, pe filonul acestei dragoste, al compasiunii față de semenul tău. Ce ai putea să ne spui legat de acest aspect al refugiului unora în anumite subrefugii create de ei, tocmai pentru că nu au puterea sau nu se cade, să spunem așa, să spui anumite lucruri deschis? Frica. Este frica de viață și frica de a asuma ceea ce simt. Ceea ce simt cu adevărat. Pentru că educația de acasă
le-a fost foarte bine inoculată în cap sau educația de la școală a societății, tu n-ai voie să... tu n-ai drepturi. Adică familia trebuie să fie așa și așa, tu trebuie să fii așa și așa, toată lumea o să se uită la tine și o să vadă că nu respecti regulile. Și atunci, frica de a greși te poate duce la... Intenția lor nu e să bea, să uite de probleme. La început au acel curaj de a spune, după un păhărel, ceea ce nu spun în stare normală. Pe urmă, se învață. Al doilea, al treilea, își devine o... Consideră că de acolo devine, își reiau devine, curajul. Devine un viciu. Și să nu uităm că băuturile alcoolice au fost făcute prima dată de călugări, spiritul, de la spirit, da? Așa cum unii fumează tot felul de ierburi ca să intre în stare contemplativă, cine știe călugării acum câteva sute de ani, când au inventat alcoolul, era o metodă de a intra, ce fel de alcool au inventat, într-o stare contemplativă, dar iată că a degenerat, invenția lor a degenerat în alte lucruri, deja devine plăcere, fabrică, consumatorism și foarte mulți bani. Da, și iată cum, și aici este un alt aspect, cum da. Se pleacă de la o idee bună da. Și cum în timp ea este degenerată și ajunge în cu totul altă direcție, chiar diametral opusă, pot să spun, da. De la o parte constructivă la una destructivă. Exact așa se poate întâmpla și în spiritualitate. Exact. Când te ții de drumul drept. Drumul drept este simțirea, este bunosimț. Fantastic, ai folosit o sintagmă care... Drumul drept, calea dreaptă mi-a venit mie ca și mesaj, da? Fiind la Iulia HD în urmă cu ceva timp, exact ce spuneai tu, că important este să ții drumul drept și iată cum vii să confirm exact da. Același lucru. Și atunci da. Nu avem nevoie de școli, de spiritualitate, nu avem nevoie de preoți și de nimic, nu avem nevoie, pentru că în noi este plantată această sămânță, această, nu neapărat floarea bunului simț și a moralității, este în noi. Și când o ascultăm, mergem pe drumul cristic. Da, și uite că mesajul cristic al lui Hristos a fost: când îți ajuți semenul, pe mine mă ajuți, mie îmi dai. Toate aceste aspecte ale altruismului au fost propovăduite de către el. Iar acel crede și nu cerceta, la un moment dat a deraiat de la esența sa. Crede înseamnă a crede și fără să cercetezi, în sensul că știind foarte bine, având acel crezi că lucrul ăla e benefic pentru tine, nu mai stai să analizezi și să găsești exact. Explicația științifică aspectului simt respectiv. Că e ok simt. Pentru mine, alegerea exact. Asta mă duc înainte. Dar a nu se interpreta, cum din da. Păcate mulți au considerat și au dus-o într-o anumită direcție, crede și nu cerceta, lasă ia de bun ce spun eu, pentru că eu sunt aici pus să spun ție cum să mergi pe stradă, dar nu-ți mai pune tu alte întrebări, nu-ți bate tu capul, ne batem noi capul și spunem noi ce să faci, știi? Și aici, revenind din nou la mesajul nostru da. Cu dragostea și smerenia, am întâlnit și preoți extraordinari și mă bucur că încă mai există. Mai există. Oameni cu deschidere, care vin prin pildele lor de viață, prin predicile pe care le spun și le propovăduiesc, să-ți transmită încă mesajul autentic. Am scris în 2013 un jurnal de călătorie numit chiar așa, Smerenia și Dragostea. Pentru cei care nu l-ați citit încă, îl puteți găsi pe travelinfinit.ro la jurnal de călătorie, există acolo o rubrică. Acel articol de fapt a fost sistematizat în două părți. Prima parte se referă la conștientizările care le-am avut și învățătura pe care am conștientizat-o după o deplasare la Cetățuia Nămăiș Corbite Piatră, urmând
ca finalul și confirmarea să fie tocmai la Drăgănescu. Următoarea zi am fost la Drăgănescu și astfel am continuat pe același filon al smereniei și dragostei. Toate evenimentele din prima deplasare la Cetățuia Numai Scorbit de Piatră au venit în sensul acesta de a-mi confirma încă o dată că de fapt vorbeam de adevărata spiritualitate la un moment dat, că de fapt adevărata credință și certificarea a ceea ce ești nu vine neapărat dintr-o inițiere sau o diplomă frumos colorată, și chiar asta era exprimarea atunci. Pentru că am înțeles lucrul acesta, aveam și participanți care încercau să impresioneze, să ne impresioneze pe toți. Știi, eu am nu știu câte inițieri și sunt la gradul nu știu care și prin urmare atitudinea aia de arogant oarecum al intelectului sau a tot cunoscătorului, știi? Și fantastic, aceeași persoană pus față în față cu starețul de acolo, ascultându-i predica și de fapt chiar vorbea grupului cu care eram, era la sfârșitul slujbei, am prins chiar așa momentul, prin pildele pe care le dădea, la un moment dat i-a pus o întrebare din punctul meu de vedere destul de ciudată, dar părinte, dacă Maica Domnului v-a ajutat și ne-a spus miracolul pe care le-a trăit dumneavoastră, și preotul cu foarte multă sinceritate a destăinuit câteva episoade când prin credință rugându-se Maicii Domnului Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea atunci, da? Zice, dacă tot v-a ajutat Maica Domnului atunci, de ce nu-i cere să vă scape și de ochelari? La care părintele a și răspuns foarte smerit și cu înțelepciunea pe care a dobândit-o, spune, dar poate nu pentru mine, nu, asta nu presupune o preocupare, nu, asta e important pentru mine. Poate e cazna pe care eu vreau să o duc în lumea aceasta. Poate că ar fi de bine ca oamenii să știe că cel care are daruri nu le are pentru el. De aceea o să vedeți mereu preoți cu foarte mult har, îi puteți vedea bolnavi, terapeuți, psihoterapeuți și așa mai departe. Pentru că cei care au harul, îl au exclusiv pentru ceilalți. Harul lucrează în ei pentru ceilalți. Da, și asta nu înseamnă că este să fii perfect, ei, da, să fie un model de viață. Cam asta e. Sigur că le e mult mai ușor să treacă prin perioada de boală, prin mai ușor să se vindece, dar sunt situații în care pur și simplu poți să simți că ok, asta o mai duc mult și bine, o stare de sănătate, dar asta nu-i oprește ca să nu să meargă mai departe cu harul lor spre ceilalți. Da, asta nu înseamnă că fiind imperfect din punct de vedere fizic, da, învățătura ta este cumva alterată și vezi, Doamne, cum să mă duc eu la ăsta dacă el e mai bolnav decât mine, știi? Ok, păi când există e harul, și perceptul când ăsta e harul de plin, corpul e doar o unealtă a spiritului, a sufletului și într-un corp, na, poate să-și facă treaba la fel de bine ca și într-un corp sănătos. Sigur că e de preferat corpul sănătos, dar cine știe fiecare om ce înțelegere are cu viața, da, ce vrea să experimenteze, și de aceea e bine să ne vedem fiecare de ale noastre. Zicea un bătrân pe care l-am cunoscut acum mulți ani, Ion de la Ionești de Argeș, da, nu știu dacă ai auzit de el, da, este un înțelept. Eu zic, este deja plecat. Spunea, mai nu mă judecați voi pe mine. Fiecare judecați-vă pe voi înși vă. Fiți atenți la voi. Fiecare, tu judecă-te pe tine. Lasă-l pe celălalt. Da, vezi bârna din ochiul tău și lasă și paiul din ochiul celălalt. Până la urmă, da, cu bârna și cu paiul, tot asta e. Când ne preocupăm noi de noi, și într-adevăr ne dăm atenție nouă și până la urmă de am venit pe pământ, nu o atenție egotică, ci acea atenție când de respect, de conștientizare, mai tocmai ai făcut o lată, tocmai ai făcut o gafă, cum corectezi, acum e bine, mergi înainte, să vorbești cu tine în permanență, să-i lași pe alții. Sigur că e greu că suntem oameni și ne mai scăpăm.
Da, asta face parte din farmecul vieții. Da, și uite, încă un alt aspect. Trebuie să înțelegem următorul fapt, că dacă am fi desăvârșiți, misiunea noastră, ca și întrupare, s-ar încheia. Că desăvârșirea, în momentul în care ai ajuns desăvârșit, nu mai intri în 3D-ul ăsta. Nu-ți mai pierzi timpul pe aici. Deci când ai ajuns la acel grad de desăvârșire, desăvârșirea o dobândești pe parcursul vieții. Păi acum când îți iei licența de facultate, nu mai mergi în clasa întâi din nou, că da, când ai ce faci acolo. Exact. Da. Iarăși în... discutam despre această smerenie a preotului, știi, și spuneam că au venit în antiteză, da, cei doi. Unul deținător de foarte multe inițieri și diplome, alături de un călugăr simplu cu har. Când am văzut smerenia acestui om, deci asta a fost cânteia care m-a determinat să scriu acel jurnal la vremea respectivă. Da. Și să conștientizăm încă o dată cât de superficial putem fi câteodată și cum suntem induși în eroare de prima impresie, de partea așa de suprafață. Vai cât de pompos sună și cât de minunat. Dimitria. Și nu ajungi la esență. Da. Știm cu toții că inițierea înseamnă activarea potențialelor din tine, a calităților și a harurilor. Dacă le ai, alea le-a dat Dumnezeu, niciun om care vine și te inițiază nu-ți dă nimica. Ci a trecut și el la rândul lui și astea sunt foarte bune. Nu putem generaliza, pentru că fiecare este un căutător și are dreptul să caute oriunde simte el că are nevoie de o trezire. Dar trezirea vine prin simțire și prin fapte și prin atitudine, nu prin câte ai făcut. Câte inițieri, da? Ce ai dovedit tu după inițiere? Care a fost schimbarea ta interioară a celor din jurul tău și așa mai departe? Așa că sunt oameni și oameni. Oamenii care au trecut prin diverse inițieri și care au făcut o schimbare profundă în viața lor și oameni care au afișat tuturor, am făcut N inițieri în stare zgrozav și nu au schimbat nimic. Cred că acel om făcea parte din cei de categoria a doua. Însă este vreme, pentru că universul și viața este eternă, cândva fiecare își învață lecția, pentru că altfel nu merge mai departe. Da, ar fi bine să nu ne iluzionăm că o diplomă sau o hârtie certifică cine ești tu cu adevărat, că nu te încălzește o etichetă. Normal că nu certifică, ci o inițiere trezește ceea ce deja ai în tine și i-a dormit. Și dacă simți să mergi la o inițiere, atunci când simți, nu că trebuie neapărat să mă duc la inițierea, să devin puternic. Foarte mulți au venit, vreau putere. Și ce faci cu puterea? Da. Când cea mai mare putere este smerenia și dragostea. Este singura putere desăvârșită. Alta nu este. Și atunci ce faci cu puterea? Nebunești oameni? Îi fraierești? Ce faci cu puterea? Este o iluzie această putere după care unii aleargă și își imaginează că odată trezite aceste sau reactivate, mai bine spus, aceste capacități extrasenzoriale deocamdată, numite extrasenzoriale, poți să devii așa un super om și prin urmare îți poți exercita influența asupra semenilor tăi așa cum te taie pe tine capul. Pentru că de ce? Dețin puterea. Sunt mai puternic decât altul. Este o falsă idee prin a se considera că dacă ești deținător unui inițier devii atotputernic. Poți să capeți anumite abilități. Am trecut prin fazele astea. Una dintre faze era punea mâna pe om la mână și știam în clipa următoare toate bolile. Și ce am mâncat și până unde vroiam să mă duc. Instant. Nu că așa vroiam eu. Și m-am dus acasă. Aici nu înseamnă, nu știu dacă e smerenia asta, nu știu ce să zic. Dar m-am întrebat la ce îmi folosește mie asta. Uite, aș vrea să continuăm la ce folosește ție acest aspect și să continuăm ideea și după o scurtă pauză. Bine. Revenim, sunt împreună cu Emilia Luca și spunea înainte de pauză că după ce i s-au trezit anumite capacități de a
percepe omul de lângă ea și de a-i citi, de a-l scana printr-o simplă atingere, ai ajuns acasă și ți-ai pus anumite întrebări la un moment dat. Am avut peripeții înainte. Eram la serviciu, conduceam o secție de producție. Mă duceam, puneam mâna pe fiecare și le spuneam, tu te duci la medic, ai așa, ai așa. Și la un moment dat oamenii s-au uitat așa, speriați la mine. Nu mi-am dat seama, eram foarte încântată. Erau speriați. Adică cum? Eu ieri mi-am făcut analizele și mi-au spus asta, cum îmi spui tu? Și m-am dus acasă și am stat și m-am gândit mult. Ok, senzația este extraordinară, să știți. Este fantastic când pui mâna pe om să știi totul despre el. Of, ce joacă ego-ul până la acolo sus, la cerul sau jos, în adâncim. M-am dus acasă și m-am tot gândit la ce mă ajută. Pe mine personal, la ce mă ajută? Ok, pe omul ajută, dar omul ajută vine, sunt oameni care, numai faptul că îi confirm care aia, vin și vin buluc, așa, vin cu sutele, cu miile, vreau eu asta? Nu. Nu, de ce nu sunt stare să duc? Deci mi-am recunoscut putința și neputința. Dacă eu mă duc tot așa cum i-am năucit pe colegii mei și le-am spus asta, bine că în scurtă vreme veni să rășalți cole să mă întrebe, mai fac câteva din asta, într-o jumătate de an vine tot Clujul și după aia ceilalți. Și am zis, vreau eu asta? Nu. Pentru că sunt un om absolut normal. Și ce ai făcut în momentul ăla? Și m-am dus acasă. M-am rugat, am intrat în mine. Am intrat în inima mea și în sufletul meu și am zis, Doamne, pe mine te rog să mă inspiri. La momentul potrivit și la locul potrivit, eu recunosc că asta nu sunt stare să o duc. Și de ce nu sunt stare să o duc? Pentru că îmi place. Pentru că e grozav să vezi câți oameni vin la tine și îți arată nu știu ce. Ei, asta am făcut. Sigur că în anumite situații se activează. Dar vine exact atunci când e nevoie și cum e nevoie. De ce? Pentru că la ce folosește omului bolnav să știe, știi că ești bolnav de boală acutare sau de boală acutare sau de boală acutare? Când întrebându-l una alta, când observându-l, poți să ajungi la cauză. Da, practic poate asta este cheia, poate să ajungi să te vindeci. Și atunci am decis să ajung la cauză. Sigur, uneori ajung, uneori nu, că depinde de fiecare om. Și, de deschiderea lui, de deschiderea sinceritatea lui. Și de permitivitatea divinității până la urmă. Nu pot eu să le fac, sunt doar un om acolo. Deci asta a fost una. Să știi că am regretat câteva zile decizia mea. Mamă, ce fraieră sunt. Mamă, ce știi? Tare eram. Ce tare eram. Și mi-am dat seama că nu eram tare deloc. Sigur că altcineva ar fi perceput în alt mod. Eu, sincer, spun, nu eram pregătită pentru așa ceva. Nu simțeam că sunt pregătită. Nu simțeam că pot să duc. Și atunci, mai bine asumă-ți. Asta e puterea mea, atâta pot duce. Doamne, fă tu, învață-mă altceva, asta nu vreau. Trec vreo 2-3 ani, apropo de smerenii, și într-o dimineață mă trezesc, aia a fost conflict, auzind gândurile oamenilor. Nu ce vorbeau, îmi ziceau una și gândeau alta. Și în spatele gândului era altceva. Și auzeam câte trei voci. M-ar fi internat la psihiatrie. Cred că s-ar fi mirat aia dacă le spune, vezi că spui una, gândește alaltă și tădeam de gol. Și a fost iară o zi cumplită. O zi cumplită, mai ales când am fost afectată în mod direct. Eram tinerică, frumușică și aveam o colegă care era foarte invidioasă pe cele tinere și frumoase. Mă roagă să-i dau ceva, mă laudă că sunt de frumoasă și în gândul ei, de te-ar călca trenul astăzi. Nu se poate, mă uit la ea. Aflu după o perioadă că asta e înjurătura ei de bază, nu știam. Era și expresia originală. Era și expresia originală și mi-am dat seama că nu mă ajută. Și iar mi-am pus întrebarea la ce mă ajută pe mine asta. Și ce ai făcut? Iar ai cerut? Și iar am zis, arată-mi atunci când pot să fiu de ajutor celorlalți și mie însă. Înțelegi? Deci eu nu mai exclud din asta.
Și atunci vin lucrurile așa cum vin. Sigur că din nou am avut o părere de rău. Iară cât de fraieră sunt. Din nou am mai avut o părere de rău, însă iar mi-am dat seama. Acum lumea poate să judece, am făcut o alegere proastă sau bună, depinde de, din punctul de vedere a fiecăruia. Eu zic că am făcut o alegere bună pentru mine. Deci așa am simțit atunci și simt că este ok. Dar între timp am cunoscut o persoană care simte și vede gândurile și m-am întrebat cum te împaci. Păi zice, bine mă, tu îți dai seama ce bine când negociez? Că știu dinainte până unde merge ăla. Îți dai seama când mă duc la bancă cu hârțoage și cu ordine de plată și cu tot felul, când se uită fetele după mine, mă, stai bun că uită-te ce plăs face și simt și mă uit la ele și mi-a ales care îmi place de acolo, zice. Mie îmi place. Mă înțelegi? Însă, culmea e că, deși spune glumind, e un om foarte echilibrat. Probabil că unui bărbat e mai ușor să stăpânească atunci când e echilibrat lucrurile astea. Nu știu, dar e un om echilibrat. De sunt. Așa că, dacă tu îmi zici, apropo că vorbim din smerenia, eu nu cred că a fost smerenia asta la mine. Cred că a fost și e important să conștientizăm ce putem, cât putem duce. Da. Cât putem duce fără să fim corupți. Exact. Că de fapt asta e problema. Da. Și astea sunt două din situațiile prin care am trecut. Nimic ne încerca, nu intră în împărăția, s-au fost alegerile mele. Sunt alții care sunt ghidați foarte frumos, care văd bolile și merg frumos. Ăla e drumul lor. Partea minunată este că atunci când ți se activează, pentru că toți avem capacitățile, tu poți să-ți alegi drumul. Da, a face niște alegeri conștiente. Da, da. Ăsta este avantajul, da. Și sub aspectul acesta trebuie privite lucrurile, această evoluție în ceea ce, tot ceea ce presupune evoluția ta ca individ, nu influența ta asupra altora, pentru că acest extrasenzorial vine și la persoanele care sunt pregătite. Eu asta și spun și în deplasări pe care le fac. Acum nu vă așteptați ca brusc peste noapte să devii clarvăzător telepat, pentru că acolo divinitatea le are foarte bine calculate și îți dă exact cu picătura cât poți duce. În cazul tău au fost niște treziri care să-ți arate: uite ce poți, ia uite tentația, aia a fost o piatră de încercare extraordinară. Și s-ar putea, da, cu siguranță. Să știi, și uite, acum ai ajuns din nou să ajuți oamenii, să-i tratezi, dar să o faci într-o variantă, pornind prin aceste experiențe de pe un alt nivel. De la cel nivel al înțelegerii profunde al sensului, pentru că intenția este cea care dă direcția sau sensul. Energia, spun mereu, forma energetică, sursa, este una. Numai că modul în care utilizezi acele energii, intenția ta, îi dau aspectul pozitiv sau negativ, constructiv sau destructiv, mai bine spus. Este important ca să urmărești această evoluție, având ca repere cele două virtuți ale smereniei și iubirii, pentru că așa înțelegi, de fapt, care este menirea noastră și de unde provenim noi și care este esența noastră. Că practic suntem părți din Dumnezeu, părți care venim aici să experimentăm și în felul acesta, prin toate încercările astea ale vieții, reușim să îmbogățim însăși creația, creatorul și tot ceea ce există. Mă bucură acum că din nou discutăm despre acest aspect al smereniei și dragostei. Știu, vorbeam la un moment dat de
de trăirea ta, de anumite repulsuri vis-a-vis, o repulsie anume vis-a-vis de anumiți termeni. Eu spun mereu că în această lume trăim după niște convenții. Termenii sunt niște convenții pe care noi le adoptăm pentru a ne înțelege în comunicare sau într-un anumit domeniu. Folosim anumiți termeni specifici. Și aș vrea să te provoc să destăinui și telespectatorilor repulsia ta față de cuvântul spiritual. Am avut-o. Am avut-o, m-am împăcat, hai să zic, nu de cuvânt, dar trezea în mine ceva care la momentul de atunci îmi displăcea profund. Sigur că a plouat cu treziri peste oameni. S-au trezit foarte, foarte mulți. Trezit e un metaforic vorbind, oameni care au început să conștientizeze că viața înseamnă mult mai mult decât planul fizic, că înseamnă și un spirit și un suflet și o conștientizare a întregului. Și fiecare cu ideile lui, cu rochii lungi, cu baticuri, cu fiecare cu ideile lui. Și veneau la mine, la ateliere, tot felul de, la seminarii, la meditații. Veneau mulți, dar unii cu ideile lor și nu veneau ca să participe la seminarii, veneau să-și implementeze ideile lor de spiritualitate. Inclusiv ținuta, inclusiv zâmbetul, inclusiv vorba, după gesturile și după mimica lor, când îi vedeai, venea să o iei la fugă. O smerenie din aia falsă, să vedea. Și încet, încet, pe mine a început să mă enerveze cuvântul. Erau oameni care n-aveau rădăcini. Oameni care vreau să fie în ceruri, nu pe pământ. Și eu le ziceam, dragilor, dacă universul, dacă divinitatea vă vroia în ceruri, erați acolo cu îngeri. Iată, v-a trimis pe pământ să experimentați viața. Păi voi, dacă toți zburați așa aiurea prin spațiu cosmic, voi n-aveți rădăcini și nu vă iese nimic. Și că vorbeai de părintele Arsenie Boca, iată un om care a fost foarte luminat. Eu zic, este foarte luminat. Un foarte bun psiholog, un om de știință, un om care a fost pretențios cu viața de zi cu zi să se facă lucrurile bine, cu temei și corect. Dacă ai săpat un șanț, sapă-l bine. Dacă ai scris ceva, scrie corect. Dacă ai pictat ceva, pictează cu sufletul tău atâta cât poți. Dacă nu știi, lasă pe altul. Și până la urmă, viața pe pământ înseamnă ca fiecare să facem, să dăm, să dăruim ce avem mai bun în noi, nu să visăm la cai verzi pe pereți. Deci oamenii ăștia erau așa cu capul în nori și am avut perioada aia în care serios aveam repulsie de cuvântul spiritualitate și mă duceam acasă și am zis, ce fac? Totuși e un cuvânt frumos, ce am eu cu acel cuvânt? Și iată cum ceea ce vezi în jurul tău te face să ai tot felul de reacții. Da, este o capcană în momentul în care uneori ai de a face cu anumite persoane, cu un anumit comportament sau cu anumite trăsături, tendința este de a blama, de a băga în aceeași oală și chiar ajungem a se duce în derizoriu însuși fie un domeniu, fie o ramură, o tehnică, că dacă este făcută de cineva care nu este profesionist, să zic așa, deși și cuvântul ăsta sună destul de ciudat, că aici nu e vorba de profesionism, în profesionalism, în toată trăirea asta spirituală. Ba, da, să știi că e vorba și de asta. Ia spune-mi. Serios că e vorba și de asta. Păi vine un om la tine, vine un client la tine. E nevoie de o cultură a profesionalismului, pentru că trăim pe pământ, dar să vină de aici. E, uite, la aspectul ăsta, nu de aici. Dar să vină... De la mulți vine doar de la nivel mental, atât. Dar să vină de aici, să vină din inimă. Sigur că e nevoie. Chiar e nevoie de oameni pregătiți. Eu asta aș numi într-un fel un har. O convertire a profesionalismului la inimă sau cum ai numi-o. Da, da, exact. Vine dintr-o altă sferă și atâta timp cât cunoașterea trece pe aici, rămâne în structura ta. Și uite,
tot sub aspectul ăsta, chiar în deplasarea pe care am avut-o la, de echinocțiu la Sarmise Cetusa, am dezbătut tema asta și într-unul din temple, la un moment dat, am întrebat entitățile, zic, veghetoare de acolo, zic, dom'le, dar eu cum aș putea să definez ceea ce fac? Știi că și tu ți-ai pus problema asta, dom'le, cum să definez? Au definit alții, știi? Da. Eu doar fac și alții au, au dat diverse denumiri. Și zic, dom'le, cum să definesc eu ceea ce fac? Și îmi spune, de fapt, prin sinele superior se percepe informația și cursuri pentru suflet, nu pentru minte. Deci cursuri pentru... Și le-ai denumit așa, draga mea? Să știi că am de gând să dau ascultare și în felul acesta... Am de gând să o ai să o faci. O am să o fac. Așa. Cred că am să o fac. Știi de ce? Da. Pentru că am sesizat... Știi, noi am discutat într-o altă, într-un alt context, aspectul că la un moment dat devenim sursă de inspirație pentru alții, ideile noastre sunt transpuse în practică de către alții sau fiind pionați oarecum, să spunem, dar cam ăsta e termenul, te trezești că cuvintele tale, trăirile tale sunt puse fie pe hârtie, fie relatate ca fiind sau asamblate în structura unei alte persoane. Dom'le, uite, eu am avut chestia asta și mi s-a întâmplat frecvent. Și se întâmplă uneori să mai vină câte unul, fie înregistrează pe reportofon, fie pe asta, exact tot ceea ce spun. În prima fază mă irita, acum am ajuns la acea liniște pe care ai dobândit-o și tu, dar nu mai îmi bate capul cu astfel de probleme. Dar în schimb, încerc să-i conștientizez că, dom'le, informația pe care o dau, sufletul tău oricum o percepe. Deci dacă vii acolo bine intenționat doar pentru tine, nu pentru că te-a trimis unul să tragi cu urechea și să știi și tu cum să faci chestiile astea, ghidaje de genul ăsta, atunci informația exact utilă, chiar dacă mintea ta ai senzația că n-a reținut anumite noțiuni sau informații, află că îți rămân acolo și le folosești și vor ieși la suprafață exact când ai nevoie, că este vorba de o informație vie. De-aia și străbunii noștri toate ritualurile, învățăturile, inițierile nu le-au lăsat în formă scrisă, ci în formă trăită. De-aia nu avem noi dovezi atât de palpabile, domne, de ceremonial și de ritual. Pentru că ei au înțeles că dincolo de minte este sufletul. Și practic, degeaba vreau, zice, unii justifică când, băi, și prinde exact când nu se așteaptă, știi? Când să dau la următorul obiectiv, îi pornește singur reportofonul sau telefonul, că acum tehnica asta permite, știi? Da. Și pornește și mă aud, știi? Și că exact când suntem de față cu toții, este de conspirat, știi? A fost o fază extraordinară, mă rog. Deci iată că am și dovezi, deci nu sunt paranoică cu ideea asta, deci știu ce vorbesc. Și atunci spun, zic, domne, în momentul în care tu ești bine intenționat și vrei ca informația să fie structurată pentru tine, fii sigur că o ai. Dacă ai fost pe fază la un moment dat, înseamnă că doar și pe urmă n-ai mai fost atent sau n-ai fost în jurul meu, înseamnă că doar atât ți-a trebuit. Nu-ți bate capul să reții anumite expresii sau însă și idei, da? Pentru că sunt chestii de import, import care nu te, n-o să te caracterizeze și n-o să-ți folosească. Una este cunoașterea la nivel teoretic, dar eu pun mereu accent pe acea trăire, pe acea cunoaștere la nivel spiritual, autentic, la acea informație trăită. Că mulți zic, domne, dar știi că ai spus ceva foarte interesant, dar am uitat. Zic, nicio problemă, o să-ți aduci aminte. Nu-ți bate capul cu asta, pentru că nu capul trebuie să-l bați. Și tu și eu uit, spun ceva, uit. Da. A venit, am spus, am uitat. Și mai este încă un aspect, că exact în timpul comunicărilor pe care și tu și eu le avem, vedem când se deschide planul și interferez cu aceste surse de informație, observăm că în momentul în care curge informația prin noi și o transmitem, în secunda a doi noi am uitat. Deci uiți exact ce este important în același timp să o redau pentru atunci. Că suntem doar mesagerii. Exact. Exact. Da. Deci e important să o traduc, să o transmit atunci. De ce? Pentru că am sesizat că fiecare cuvânt are o putere.
și are un anumit sens. Tu poți să înțelegi ceva, celălalt poate să înțeleagă altceva prin același cuvânt. Sunt anumite cuvinte pe care eu le numesc cuvinte cheie, care uneori într-un context ai senzația că vor să-ți transmită un anumit mesaj, dar după un anumit timp îți dai seama, stai un pic, că la altceva se referea. Da. Știi? Și de-aia vreau ca și tu să noi transmitem un moment în timp real, pentru că după ce am uitat, rețin doar o vagă idee și tendința minții este de a traduce și prin traducere intervine acel subiectivism, intervine personalitatea, cunoașterea, se îmbină toată acea informație și cu structura noastră mentală și automat nu mai este același lucru. Știi? Și de asta spun că este vorba de curs pentru suflet sau informația exact în timpul unei terapii, când o transmiți unui om, da. Nu? Ai sesizat. Dom'le, este informația aia vie pentru tine în clipa aia. Ție ți-a trebuit atât. Pe urmă nu-ți mai bați tu capul, nu mai stau. Mulți m-au întrebat, dar de ce nu scriu o carte cu toate mesajele astea? Și chiar așa. Păi uite, fii atent, am început să scriu o carte. Chiar așa, de ce? Okay. Și... îți spun la ce concluzie am ajuns. Pe măsură ce scriam, la un moment dat, de la ideea de bază de a transpune aceste mesaje, se transformă într-un alt tip de conținut al cărții. Pentru că dacă aș transmite doar mesajele respective, eu am observat, există un timp în care o informație este valabilă pentru o anumită perioadă sau pentru un anumit nivel de conștientizare al oamenilor, la nivel de societate, știi? Și am ajuns la concluzia că chiar dacă informațiile în sine au valabilitate nedefinită, dar spuse în contextul ăla și în momentul ăla, au o altă greutate. Adică își mai pierd în timp din vibrația aia, știi? Și atunci am avut așa oarecum o reținere, o să scriu, bag și astfel de mesaje, cele cheie, cele mai importante pe care le-am perceput și mi-au fost transmise, dar nu neapărat chiar per ansamblu tot, pentru că am observat sunt anumite mesaje de ordin personal care sunt dedicate anumitor persoane sau unele doar dedicate doar mie și alea nu le mai transmit și verbal, dar este important să, uite, vezi cât de important este să îți dai seama că prin potențialul ăsta adormit al nostru de a comunica, de a percepe informații direct din sursă, da? Această extrasensibilitate odată redobândită, că noi practic am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu cu toate aceste posibilități. Da, în schimb omul s-a mai luat după societate, a mai și involuat în anumite contexte. Prin urmare, toate aceste capacități vin să-ți certifice potențialul tău extraordinar, minunat. Dar atenție cum îl folosești. Despre asta a vorbit și Emilia și a punctat foarte bine. Bun, la ce îmi folosește mie? Și apropo de cunoaștere, am mai primit o întrebare foarte interesantă. M-a întrebat cineva, din punctul dumneavoastră de vedere, sunt foarte multe teorii, câte ceruri sunt? Și la care 9, 12, câte planuri, știi? Și zic, bun, din punctul meu de vedere nu este important. Cu ce îți folosește să știi câte ceruri sunt? Pentru că sunt anumite, nu ai cum să deții toată cunoașterea, este imposibil, a tot ceea ce există. Pentru că totul se transformă permanent, exact ce spuneam, că totul e în permanentă transformare, adăugire și așa mai departe. Deci Dumnezeu este infinit, cunoașterea este infinită. Dar ție strict, dacă ți-a spune acum că, domne, bătut în cuie, pe muchie, sunt 12 planuri, bun, ai cunoscut chestia asta. Ție în evoluția ta, în sufletul tău, în spiritul tău, cu ce eco a avut acea informație, cu ce ai rămas, știi? Uite, aș vrea să discutăm despre aspectele astea, că am ajuns din nou la momentul pauzei și după o scurtă pauză. Vorbeam la începutul emisiunii, vă spuneam că în urma ghidajului la care am asistat de Florila Drăgănescu, cum îți vin informațiile și din afara ta și de la
că Dumnezeu practic lucrează și prin oameni, îți vin anumite conștientizări și teme de reflexie venite de, într-un context în care nici măcar nu te aștepți. Dar, într-un fel, aici era cumva de așteptat, pentru că doamna preoteasă, la un moment dat, a amintit, și uite, e un aspect pe care până atunci îl știam, dar îl uitasem, dar a venit acum să puncteze, că, apropo, pentru fiecare lucru, știi, apare momentul. A spus că chiar cei care l-au închis pe Arsenie Boca deja erau oarecum îngroziți și zice, domnule, trebuie să le liberăm, că deja a transformat închisoarea în mănăstire, pentru că se știa că în timpul cât a fost închis, gardienii au sesizat de nenumărate ori că venea miros de tămâie, se auzea ca și cum se oficea slujba în temnița, în celula în care era părintele Arsenie Boca. Întâmplarea face că am asist, spuneam la un moment dat, de a se degenera de la o învățătură autentică și de la un mesaj, se ajunge într-o cu totul altă direcție de nedorit. Am fost la prislop și de ce spun că mi-a atras atenția acest citat? Ajungând din nou la prislop, pe acolo merg de câțiva ani buni și am văzut toate transformările care au avut loc în timp. Înainte era o atmosferă într-adevăr de mănăstire cu o imagine paradisiacă, să spun așa, verdele pășunii, cerul extraordinar, aranjamentele lăsate, o parte din ele care au rezistat, făcute de părintele Arsenie Boca. Ulterior, în urma fluxului de oameni, bănuiesc că o pun pe seama asta, la un moment dat au început să apară garduri de sârmă închimpată. Spațiul nu mai era liber să vezi așa frumos peisajul către Saivanul Dacic, în partea cu gospodăria de la prislop. Deja au apărut o opreliște. Sincer să fiu, din punctul meu de vedere, cred că în cadrul unei mănăstiri nu prea este recomandată sârma închimpată. Pentru că să luăm pe alte modele, nu știu, nu vreau să fac reclamă nimănui, dar la alte țări care au tot așa creștinism și mănăstirile în care am intrat, se pune fie în spațiile închise un anumit cordon frumos de catifea, fie se pune un gard oarecum care să se încadreze simbolic, da. Simbolic, care să-ți explice, știi, aici până aici ți-e permis tu, cel care vii din afara mănăstirii, să pătrunzi. Dar totuși sârmă înghimpată și lucrul ăsta, plus că, mă rog, și atitudinea cu care am fost întâmpinați acolo, cam de fiecare dată nu se întâmpla să nu merg cu grupuri și să nu primim observații de la câte o măicuță care stă acolo la mormânt, că n-ai făcut aia, că de ce vii cu deci i-a făcut observația unei tipe, venise cu candela aprinsă și, vai, ce vrei să faci? Deși era capsulată, da? Era capsulată. Cum? Ce obicei e ăsta? Ce înseamnă asta să vii cu lumânarea aprinsă de la coadă și să treci cu lumânarea aprinsă pe la... Dar fata a făcut-o, cum să zic, fără să aibă ceva în cap sau să urmărească ceva. Că de ce stai așa? Că, bine, cu fustele și cu ținutele. Foarte mult accent se pune pe chestia asta acolo. Încât de fiecare dată eu încercam să pregătesc oamenii să le spun, faceți abstracție, nu, rămâneți netulburați de orice se întâmplă, gândiți-vă că voi veniți dintr-o sferă civilă, aici este o altă sferă, rugați-vă, gândiți-vă pentru ce veniți. Și am reușit la un moment dat să fac abstracție de toate lucrurile astea. Da, a culminat cu momentul în care am fost prin martie, în care era deja de la 1 ianuarie, este un exod extraordinar de oameni, de pelerini care vin acolo, se blochează parcarea, sunt cozi până aproape de poarta mănăstirii, deci nu mai e cum mergeam noi în timpul săptămânii de ajungeai și în câteva minute deja treceai. Deci era pur și simplu, din nou se transformă într-un fenomen. Și am spus participanților, zic, timpul, noi trebuia să ajungem la cazare, era la câțiva kilometri, ca să respectăm și legislația, că e un timp de lucru al șoferului, că programul deplasării nu permite să stăm foarte mult aici,
Hai atunci mergem mai departe, mergem pe lângă coadă, este, știi foarte bine, este Pădurice. Da. Unde acolo nu era nicio opreliște, adică cei care merg către grota Sfântului Ioan de la Prislop sau vor să se reculeagă la mormântul părintelui fără a trece pe la cruce, deci în spatele mormântului știm că există acel gărduț viu cu brazi și dincolo la câțiva metri de mormânt poți să stai liniștit. Deci pentru cei care nu doresc neapărat să sărute crucea, să facă acest gest, poți să te reculești la mormântul părintelui și așa. E, mergând cu Adi, cu persoanele din grup, la un moment dat ne-am intersectat cu o măicuță de acolo, că unde mergeți? Păi, mergem și noi la asta, la grota Sfântului Ioan de la Prislop și trecem. A, păi știu, ce și ce vreți să vă băgați în față? Nu, doamne, vrem să mergem, da. Să stăm nu în fața cozii, deci nu intrăm în fața nimănui, da. Nimic. A, că de unde sunteți? Și răspunde o doamnă că noi suntem din București. A, vă știu, ne simțiți voi de bucureșteni și așa mai departe. Crede-mă că dacă, și chiar îmi spunea cineva, zice, măi, dacă eram într-o discotecă sau club de noapte, să mă facă unul nesimțit, puteam să trec mai departe cu vederea foarte simplu. Dar să fiu în cadrul unei mănăstiri, să fiu făcută de cineva care poartă haină de slujitor al Domnului, nesimțit, nefăcând nimic, doar că am venit și eu acolo și n-am tulburat liniștea publică, cert e că după episodul ăla a trebuit să mai stau încă 10 minute să ne liniștim cu toții, că fără să vrei te mai răscolești, ca să ne putem ruga, pentru asta venisem, să ne rugăm, să ne reculegem la mormântul părintelui în liniște. E, aspectul pe care l-a spus preoteasa vis-a-vis de sârma înghimpată, că să plece de aici Arsenie Boca în timpul vieții, că transformă închisoarea în mănăstire, tare mie că am sesizat acolo fenomenul invers. Se trage o bordură în jurul mormântului, acum mai nou, tot în ideea probabil de a facilita, sau nu știu care este ideea, deci se trage o bordură betonată, probabil vrea să se acopere mormântul. Știi care e paradoxul? Că aici revenim din nou la tema dragostei și a smereniei. Părintele a fost de o smerenie extraordinară. Niciodată n-a susținut că el este altfel decât restul. Da? S-a considerat un umil slujitor al lui Dumnezeu. N-a avut această atitudine arogantă și dură. Dură pentru aia care știau că au de pătimit. Dar în schimb, în modestia sa, da, a și lăsat ca la grota care se află sus în Făgăraș, la Sâmbăta de Sus, să nu se mai aducă nicio altă modificare. Și dacă nu va fi păstrat așa cum a lăsat-o el în simplitatea ei, în peretele de munte, fără alte artificii, iconoițe și cruci și așa mai departe, fiecare cum îl taie capul să-și manifeste credința, se va îngusta și crede-mă că trăim aceste momente, poteca pe zi ce trece se macină. Am înțeles că era mult mai lată în urmă cu câțiva, da, ani. Eu am fost în perioade din ultimii ani și eu o tot prind cam îngustă, dar pe măsură ce merg văd că se tot surpă. Pe de altă parte, nu și-a dorit să fie dezgropat, să fie considerat ca și sfânt, tocmai din acea smerenie. Dar totuși, locul de odihnă al omului care a pătimit atât și a lăsat în urma sa atâta învățătură autentică, să fie transformat exact, să ai aspectul ăla de închisoare cu sârmă înghimpată, peste tot n-ai voie aia, deci peste tot interzis. Și a culminat cu momentul extraordinar din grota Sfântului Ioan de la Prislop, unde până atunci puteai să te duci să pui flori sau să aprinzi o lumânare, în care să văd două afișe, una civilizată, în care spune vă rugăm nu mai aprindeți lumânări în grotă, ok, dar la câțiva centimetri mai încolo una în care spune blestem pentru cei care aprind lumânări în grotă, în cadrul unei mănăstiri, unde acolo nimic nu mișcă, ca să nu spună cineva că s-a mai vehiculat, dar știu, fi venit cineva din afară și a bătut asta așa dintr-un exces de zel din exterior. Măi, hai să fim serioși, acolo patrulează măicuțele alea, crede-mă, deci nu mișcă nimic, la intervale foarte clare, stricte, scurte. Bine, de și timp. Și măicuțele alea sunt ghidate de un duhovnic și de maica stareță și ei au un duhovnic acolo și așa mai departe, draga mea.
te irită foarte tare, știu. Dar să știi că nu sunt singura, deci, ca să nu se înțeleagă, să nu se interpreteze că cineva are ceva cu mine că, sau că aduc oamenii acolo sau doar cu oamenii mei. Nu, e singura, pe toți irită. Deci am întâlnit oameni în diverse contexte care spun că au trecut pe la prislop și sunt iritați de această atitudine agresivă a slujitoarelor de acolo. Deci nu este posibil că acolo te aștepți și exact ce spuneam, băi, dacă aș fi într-o altă instituție, în oriunde, dar aici unde te aștepți în cadrul unei mănăstiri, unde te aștepți să-L întâlnești, să te apropii de Dumnezeu și slujitorul să-ți vorbească de iubire și dragoste, din compasiune de semeni, de suferința celor care vin acolo. Că oamenii nu vin acolo de bine. Dar te-ai gândit ce conflict interior au acești oameni? Măicuțele de la mănăstire, duhovnicul, starețe și așa mai departe. Vin mii de oameni. Vin lunar mii de oameni acolo. Și niciun om nu-i caută pe ei. Mă, nu e o plăcere. Te rog frumos să gândești ca un om acum. Bine? Așa. Așa. Nu e o plăcere. Să știi că, uite-te, nenea ăsta a murit de mult, e acolo, are șurcele și vin la el. Pe mine nimeni nu mă caută. Deci gândiți-vă că e un conflict profund acolo. E o chestie de orgoliu. Nu, un conflict profund, de orgoliu. Pe de altă parte, trupul lui Arsenie Boc acolo, a părintelui, le aduce enorm de mari venituri. Și atunci la care să renunțe? Un lucru la care părintele nici nu a visat, deși a simțit că o să se întâmple asta. Ok. Și aici îi deja lucru fiecăruia, măicuța fiind duhovnic, fiind cu el însuși. Și a celor care, eu asta și recomand, celor care treceți praful acolo. În primul rând, respectul nu se impune. Asta, apropo, ca mesaj pentru cei care sunt acolo slujitori și au grijă de locul respectiv. Deci nu cu forța unui om, dacă vrei să fii constructiv și să-l ajuți, să-i demonstrezi, mă, știi, poate nu e corect atitudinea ta, îmbulzeala aia, fel de fel de alte manifestări care duc la tulburarea locului. Dacă tu i-o spui într-o manieră și impui respect, nu prin agresivitate, ci prin blândețe, credeți-mă, cred că omul ăla s-ar simți decât majoritatea reacționează. Da. Au o senzație din aia, dorința de a riposta. Și chiar dacă nu o fac atunci verbal sau asta, în interiorul lor există acea ripostă în conflictul care se naște în interiorul lor. Dar în același timp, dacă ți-ar zâmbi și spune, știi, maică, aici suntem la o mănăstire, nu știu, pune și tu o fustă sau dacă ai fusta prea scurtă, gândește-te că intri într-un lăcaș sau să-ți spună, știi, nu ai voie să aprinzi lumânare aici, că se poate întâmpla nu știu ce. Vezi, dovada vie, deci Dimitria. Deci vezi cât de mult face vorba. Dovada vie că nu toți cei care au haine monahale sunt smeriți. Că nu toți cei care au haine monahale emit dragoste și că și ei sunt niște oameni și că cine știe, poate unii s-au dus acolo că au fost nevoiți, poate cei care au ales din dragoste să facă asta, cu siguranță îi știm, preoți adevărați, măicuțe adevărate și restul s-au dus acolo să aibă și ei un job. Da, știu, chestia cu jobul. Am trăit-o și deci, am multe exemple. Gândește-te și atunci e binevenit ce zici tu și cred că e binevenit să înțelegem toți că și ei sunt oameni și pot reacționa ca oameni și că nu le convine, nu le convine să aibă atâta de lucru după noi, să aranjeze mormântul, să curețe, să nu știu ce, pentru că pur și simplu sunt oameni. Da, dar uite, vezi tu că aici intervine că omul acolo, când se duce, bun, sunt fel de fel. Da. Nu vreau, Doamne ferește, nici să generalizez, nici să bag exact de asta sufăr eu și nu-mi place când sunt băgată în aceeași oală cu toți nesimțiții aia din București, da? Da. În momentul în care tu te duci într-o mănăstire acolo, totuși omul are o așteptare. Se așteaptă ca slujitorul omului, cel care vorbește despre dragoste, despre Dumnezeu, să aibă
o blândețe intrinsecă în interiorul său, manifestată, o altfel de primire. Iar pe de altă parte, să-mi spui, să-mi argumentezi că știi, acum vine Puhoi și suntem exasperați și nu știm cum să mai facem față. Au chemat și jandarmerie, și post de jandarmerie acum permanent acolo. Ideea e în felul următor. Un înțelept, că de-aia mă rog și sper ca Dumnezeu să rezolve lucrurile astea cât mai curând, că până una alta, până nu se schimbă ceva, nu știu, ori să se schimbe gândirea, modul de abordare al maselor, acolo sunt oameni cu fel de fel de înțelegeri și oameni și de o, cu o cunoaștere mai slabă, da? Oameni care sunt oameni simpli, care au fost învățați că, domne, așa trebuie să fac, că merg după un șablon, da? Dar pe oamenii ăștia, sunt sigură că dacă ar fi o coordonare înțeleaptă din partea cealaltă, poți să-i coordonezi, să-i disciplinezi și să transmiți o informație creatoare. Da? Este foarte important acest aspect, să conștientizăm că totuși de la cap, de la atitudinea celui care, de la care ai așteptări, ar trebui să intervină și acea schimbare, nu numai de la mase. Masele, hai să zici, unele sunt necultivate, sunt la nivel primar așa de educație și am sesizat iară cu durere când stăteam acolo, era o familie cu un copilaș de, nu știu, cred că avea 2-3 ani, după ce a stat la coadă, deci l-am văzut că stătea și i-a trecut pe la cruce, copilul ăla, îți dai seama, era obosit, era tracasat, era stresat și îl ia părintele și îl pune și hai să săruți crucea și copilul a refuzat. Nu, hai să rută cruce și broschezi propriul tău copil în numele credinței. Păi până la urmă, unde ajungem? Care e esența? Să-ți forțezi copilul, de fapt. Nu înțelegi că ăla e un copil mic, a stat ore întregi în frig, în picioare. E un copil, cum să-i cer lui ăla? Și am întâlnit multe atitudini de-astea, că, domne, copilul în biserică trebuie să nu țipe, să nu uite, dacă nu ieși afară cu el, știi? Păi atâta timp cât tu știi care... ce ai de făcut și ce ai ales să faci, pur și simplu, cel mai bine e să-i lași în pace pe ceilalți. Sigur că da. te lovești și te confrunți cu ei clipă de clipă. Deci acolo trebuie un om într-adevăr luminat ca să readucă mănăstirea Prislop la nivelul și la nivelul pe care merită comemorarea părintelui, da, Arsenie Boca, la nivelul spiritual autentic, la acea trăire adevărată a credinței. Și aș vrea cu asta să închei eu subiectul, dar să te las pe tine, că știu că mai ai un exemplu pe care vrei să ni-l împărtășești, apropo, legat de smerenie și dragoste. Apropo de smerenie și dragoste, chiar e o întâmplare, o trăire de-a mea. Am povestit-o la un eveniment în Cluj, la Zenvest. Am zis-o unor prieteni până acum. De multe ori atunci când ești tu în smerenie cu tine, cu esența ta și în dragoste cu tine și esența ta, lucrurile se fac singure. A fost extraordinar pentru mine să descoper asta și am ajuns la convingerea că pur și simplu viața spune pe tavă anumite lucruri ca tu să înveți. Și că e bine să iei învățătura și să o duci mai departe. Este un caz, o clientă de-a mea a căzut la patinoar. S-a lovit foarte tare la coloană, la osul sacru. A venit la o terapie, i-am făcut o echilibrare energetică, s-a dus acasă o lună și ceva n-a mai durut-o spatele. I-am zis, te rog, du-te la medic, fă-ți o radiografie și vezi ce ai, dacă te doare așa tare. Ei, după o lună și ceva mă sună iară, vreau să vin la tine, din nou mă doare spatele. Și nu te-a durut o lună, nu. I-am zis, măi, la mine nu mai ai ce face. Te rog frumos să te duci la medic. Ea, nu vin la tine, că tu mă ajuți. I-am zis, bine, hai. Și a venit dimineața următoare, avea programare de pe la 10-11 și m-a ridicat din pat, mi-am făcut dușul, așa, ce face omul dimineața, și mă gândeam, cum pot eu să o ajut pe această femeie? Deci e clar că dacă nu a durut o lună, înseamnă că nu are de ce să o doară. Când dai fisură sau ceva la coloană, păi te cam doare, nu e o lună pauză, o lună jumate și după aia te doare iară. Nu ți-amorțește, nu se ia așa.
Și m-am gândit după ce să fac cu ea, mi-a picat visa, zic, nu-i nimic, am să o duc din nou la patinoar. O pun să patineze. Să retrăiască căzătura. Nu putem anula trecutul, nu putem anula ceea ce s-a întâmplat în trecut. Noi toți vrem să scăpăm de trecut. Putem schimba percepția sau energiile acelui lucru. Și mă gândeam, mă-i pun o pernă gonflabilă în momentul când cade, să aibă... amortizare, cât de mă gândeam eu ce să fac. Apropo de azi, zic unii prieteni și colegi psihoterapeuți că tu faci psihoenergetică, știi? Și... deci întâmplarea a fost pe mine m-a uimit și m-a mulțumit și m-a încântat în același timp. Eram aici, însă eu vedeam și simțeam tot ceea ce îmi propusesem să fac cu ea dacă vine. Deci aici, în inimă, la mine, se întâmplau lucrurile astea. Vedeam cu inima, simțeam cu inima. Ei, ajung la cabinet, înainte de a ajunge ea, îmi dă telefon, ești la cabinet, era să nu mai vin, râzând, apare în cabinet, spune-mi ce mi-ai făcut. Eu nimic. Spune-mi ce mi-ai făcut, că nu mă mai doare nimic. Tu, eu nu ți-am făcut nimic. Dacă nu spui ce mi-ai făcut, că nu mă mai doare, oricum am venit să-ți plătesc, o zis. Dar n-am nevoie de terapie. Ce mi-ai făcut, că nu mă mai doare nimic. Și zic, n-am făcut nimic, mai. Cum n-ai făcut nimic? Dar te rog frumos, spune-mi. Dacă nu spui, mă supăr pe tine. Și am zis, n-am făcut nimic. Pur și simplu, mă gândeam ce metodă să abordez cu tine ca să-ți priască și spun cum am văzut și am simțit din inimă și începe să râdă. Am știut eu că tu ai fost. Deci eu nu făcuse nimic. În momentul când eu mă gândeam așa, era cu mama ei la medic, la un cardiolog. Spunea că stătea mama ei pe un scaun lângă ea, un scaun liber pe care și-a pus geanta, pe urmă stătea clienta asta mea pe alt scaun, pe urmă iar geanta. Geanta ei, deci erau câteva scaune libere. Și faza frumoasă a fost că ea s-a ridicat de pe scaun, s-a dus să vadă ceva pe un afișier și când a venit înapoi, n-a văzut că îi lua scaunul pe care a stat ea și s-a așezat. A ajuns până aproape jos, o forță puternică a aruncat-o în sus, a simțit o durere cumplită prin coloana vertebrală, din cădere a reușit după ce a fost ridicat în sus să-și pună mâinile pe scaun și a scăpat de durere. Și de-aia zic, atunci când ești în smerenie, desăvârșită, asta a fost o întâmplare, de atunci am învățat și cât pot să fac conștient, asta este soluția problemelor. Eu n-am făcut nimic. Acolo te întâlnești cu esența, cum îți place ție să zici, cu sursa din tine, care le face. Ea a venit, mi-a zis, tu mă poți ajuta. Am zis, nu pot, un medic, ba da tu. Și uită-te cum esențele noastre s-au întâlnit și s-a creat această terapie. Pe mine m-a uimit. Da, iată, și de la distanță avem această putere de a ajuta pe semenii noștri. Și de aici. Ideea este că din atâta inimă, timp, da, cât ne amintim cine suntem, da, atunci, într-adevăr, lumea este schimbată. Asta este mesajul pe care eu îl transmit în fiecare emisiune, da, pentru a conștientiza încă o dată potențialul interior. Îți mulțumesc foarte mult pentru participare, Emilia. Și eu îți mulțumesc. Nici nu știu când a trecut timpul, dar pentru cei care sunt interesați de a citi articolele de care vă povesteam, accesați travelinfinit.ro, tot acolo găsiți și călătoriile inițiatice. Vă mulțumesc, o seară plăcută! Mulțumesc, seară bună!